Noaptea de 13-4 septembrie a fost una de groază pentru mai mulți oameni care trăiesc în zona Livezeni, după ce timp de o săptămână ursul de circa 200 de kilograme care bântuia pe teritoriul municipiului Petroșani a distrus și mâncat tot ce a prins în cale. De această dată, fiara a intrat peste oameni în casă. Aseară în jurul orelor 9, să zic 9, și pur și simplu m-am trezit cu ursul în curte, adică ursul era pur și simplu în curtea la vecina. L-am văzut pe raza de lumină, mi-am luat copilul la brață, că doi era la vecina, la calculator ăia mai mari, ăsta mai mic era cu mine în casă. Nici nu știu cum am aterizat la vecina în casă, ne-am baricadat, am sunat la 112, ori venit, e foarte adevărat că ori venit, dar puteam să fiu la ora actuală să nu mai pot să vă dau interviu. Eu spun sincer, copiii mei speriată la mic, de nu știe de sufletul lui. Ăștia las mari arătă la fel, vă rog frumos să veniți să vedeți în ce cătun stăm noi și la pe ce părăie stăm noi aici și să vedeți de oriunde putea să-mi apară ursul în față ca să ne spargă, să ne moare. Sau nu știu ce aștepta domnii ăștia care trebuie să deie, nu știu, aprobări, că ce aprobări, nu știu să vă spun. Mai întâi cred că trebuia să ne omoare pe unul dintre noi și apoi după aia să deie aprobare să împuște ursul. Dacă la această familie ursul a năvălit pur și simplu în casă, la vecini sălbăticiunea le-a mâncat doi porci. Un coșmar, cu să fie. Traumatizați o să rămânem. Și eu și copilul și bărbatul. M-am trezit din somn. Zbierau porci. Și le-am trezit pe bărbatul, mi-a zis că zbiară porci, nu știu ce au. Și eu am zis, cred că e ursul, că dacă de atâta timp umblă pe aici prin zonă, m-am gândit că o intra la ei. Și atunci i-am zis că el vrea să iese afară, nu ieși afară, l-am tras înapoi să nu iese și o ieșit aici pe geam și o arunca pe tarde, nu știu câte multe. Nu, ieșit era pe porci, omora, zbierau porci amândoi. Disperați, oamenii au cerut ajutorul jandarmilor și vânătorilor. Au venit jandarmii cu paznicii de vânătoare și stăteau toți după poarta respectivă care se vede lângă noi. Când au deschis poarta, ursul a sărit de aici și au plecat către ei. Atunci toți, din ce mi-au povestit martorii, toți au fugit către mijlocul curții, cum s-ar zice. Atunci de-abia au reușit să tragă în el și să-l anihileze. De mai bine de o săptămână, ursul a băgat spaima în locuitorii din Aninoasa și Dalja Mică. Numai puțin de 10 câini de pază, 2 porci și o vită au căzut pradă fiarei.